Am văzut ceva din partea lui Dumnezeu, o vedenie pe care n-am să uit niciodată. Și dincolo de lor era Iisus. Mi-a zis, privește. Când mi-a spus privește, am văzut mâna lui cum s-a întins spre globul pământesc. Am văzut globul pământesc așa, de la înălțime de sus. Și am văzut cât un vârf, cât o împulsătură, ca din diamant, aș putea să-l numesc, ca un praf de diamant, cât un vârf, o împulsătură de ac. Lucea globul pământesc așa. Și l-am întrebat, Doamne Iisuse, ce sunt acestea? Și el a întins așa mâna, se vedea palma străborsă. Și toate acelea ca vârfuri de ac, diamante, au venit în rana lui, așa, în mâna lui. Le-a dus așa înaintea mea și a zis, vezi? Aceștia sunt robii mei care mă slujeze și noapte de pe întreg pământul. Aceștia sunt mărgăritarele mele de pe întreg pământul. Când se va auzi trâmbița și când va răsuna cu putere, eu îi voi duce acasă în mâna mea și nimic nu se va pierde.